Ministerul Educației introduce, începând cu anul școlar 2015-2016, 4 noi discipline opționale în oferta centrală de curriculum la decizia școlii. Este vorba despre joc și mișcare pentru clasa pregătitoare, clasele 1 și a 2, educație pentru prevenirea riscului rutier pentru învățământul primar, educație pentru dezvoltare și educație pentru drepturile de proprietate intelectuală, ambele pentru liceu. Curriculumul la decizia școlii este o ofertă complementară, curriculară, care particularizează la nivelul fiecărei unități de învățământ oferta educațională oferită elevilor și părinților acestora. În acest sens, în cadrul colectivelor de catedră din fiecare unitate de învățământ, se fac propuneri pentru discipline opționale care să fie oferite spre alegere elevilor și părinților. Organizația pentru promovarea transportului alternativ în România și Active Watch au atras în trecut atenția că, deși sunt prevăzute prin lege ca fiind obligatorii, orele de educație rutieră lipsesc din școlile din România și chiar au cerut Ministrului Educației și Ministrului Afacerilor Interne să le spună ce ar trebui să facă pentru ca această materie obligatorie să își facă loc în școli. Disciplina opțională Educație pentru prevenirea riscului rutier va asigura pregătirea elevilor pentru viață prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulație pe drumurile publice și de manifestarea unei conduite preventive. Demersul Ministerului Educației vine pe fondul declarării de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a perioadei 2011-2020 ca decada acțiunii pentru siguranța rutieră, ale cărei obiective sunt stabilizarea și reducerea numărului de accidente rutiere din întreaga lume, respectiv valorificarea cadrului educațional pentru sensibilizarea școlarilor mici asupra riscurilor la care se expun în trafic ca pietoni sau ca pasageri în autovehicule. O altă disciplină care ar putea face cu ochiul părinților este joc și mișcare. Aceasta accentuează rolul pe care activitățile ludice cu caracter dinamic trebuie să-l aibă în procesul de creștere și dezvoltare a copiilor de 6 până la 8 ani și ar putea să-i convingă pe părinți că cei mici rezistă la școală o oră în plus, pentru că aceasta este marea problemă a opționalelor pentru învățământul primar. Curicula prevede pentru prichindei între 0 și o singură oră de opțional pe săptămână, iar părinții nu se înghesuie să încarce programul copiilor cu încă o oră de școală, decât poate dacă este vorba despre joacă.